Bine, v-am găsit. Am mai trecut o lună, prin urmare o să prezint o actualizare a portofoliului călător în investiții, cum a evoluat acest pe luna octombrie și cum ce achiziții am mai făcut în noiembrie și ce alte noutăți au mai apărut. Înainte de a începe, nu uitați că vă puteți abona la noile articole pentru a le primi pe e-mail din această secțiune și astfel de fiecare dată când apare un articol nou veți primi pe e-mail actualizări cu acesta. Articolul îl puteți găsi și pe site-ul digeducatie.ro la secțiunea călători în investiții. Voi face o mică introducere. Practic, în luna noiembrie am avut parte de ușoare creșteri pe principale burse. Am făcut un video la început de lună cu evoluția burselor pe luna octombrie. Pe portofoliu, de asemenea, am avut parte de o ușoară creștere față de luna trecută. În luna trecută înregistrăm cea mai mare scădere de când am început acest portofoliu. Și față de luna precedentă am reușit să fac și o plată anticipată la creditul imobiliar folosind overdraft-ul, după cum vă povesteam și în celelalte articole, tot prin intermediul metodei Velocity Banking, puțin modificată. Puteți citi mai multe și în articolele celelalte și puțin mai jos vom reveni pe subiect. Ca de obicei, voi începe cu estimarea de venit pasiv pe această lună față de luna precedentă. Acesta a crescut ușor datorită faptului că am adăugat noi fonduri și avem un venit estimativ lunar de 20,16 euro față de 18,97 cât am avut luna precedentă și vedem că față de pragurile pe care le-am setat, suntem la un progres de 6,72% și 2,2% față de cel de-al doilea prag. Și anume 300 de euro venit din dividende din pe baza ETF-urilor cu distribuție în anul curent și pe baza venitului lunar cu un withdrawal rate de 3% din ETF-urile cu acumulare. Așa estimez acest venit pasiv. Mai multe puteți găsi în articolul de început. Puteți găsi aici un link către începutul călătoriei, începutul acestui portofoliu. Cum am decis să monitorizez și ce o să mai descriu în acesta. Voi trece la următorul capitol, evoluția portofoliului, evoluția generală a acestuia. După cum spuneam și mai sus, a avut o ușoară creștere, a avut o creștere de 3,5% față de ultima actualizare din luna precedentă și ne putem uita la graficul, la randamentul acestuia. Vedem că încă suntem ușor pe minus de când l-am început și în următorul grafic putem observa și profitul total de la lună la lună de la începutul portofoliului și după cum se poate observa, cum spuneam și mai devreme, suntem ușor pe minus cu acest portofoliu. Din punct de vedere al ETF-urilor, cea mai bună evoluție în luna octombrie a avut o S&P US Dividend Aristocrats și cu tickerul SPID.DE, companii din America ce oferă dividende de mai mulți ani constant și care și cresc procentul dividendelor. Am avut o creștere pe acesta cu de 8,9%. Scăderea cea mai mare din ETF-uri, este mai exact un Exchange Traded Commodity. Am înregistrat-o pe Exchange Traded Commodity-uri de la DP Aur, iShares Physical Gold ETC, cu o scădere de 3%. Să vedem acum ce achiziții am făcut în luna noiembrie. Cum am menționat și în prezentarea de început a portofoliului, încerc să mențin strategia inițială, care este descrisă aici. Acest link este vizibil tuturor. Cu strategia inițială, practic, m-am uitat pe coloana de noiembrie și am luat produsele de pe fiecare rând care sunt cu câte o tranzacție. Și să vedem astfel ce am achiziționat. Am achiziționat 20 de unități de iShares JP Morgan Emerging Market Bond, 3 de iShares Physical Gold Exchange Traded Commodity, o unitate de iShares Core MSCI World ETF, 7 unități de iShares S&P 500 Information Technology și o unitate de la ETF-ul cu distribuție S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Dacă doriți să vedeți mai multe informații despre tranzacțiile pe care le-am făcut și istoricul lor și istoricul progresului portofoliului, teoretic această pagină, practic din ea am mai luat graficele pentru articol prezint, dar dacă deveniți membri ai canalului aveți acces și la această pagină să o vizionați și să o și replicați și este practic progresul portofoliului pe 2022, progresul general și statistici generale și tranzacțiile lunare aici și cu evoluția dividendelor și estimări pe portofoliu. Veți avea acces de read pe acest Google Sheet dacă deveniți membru al canalului de YouTube. Pe lângă această achiziție, după cum am mai povestit și în articolul despre Velocity Banking, am propus să fac plăți anticipate. Luna trecută nu am reușit, am vrut să mai strâng pentru fondul de siguranță, fiindcă am mai avut ceva cheltuieli. Și luna aceasta am mai avut cheltuieli, dar am reușit să fac o plată anticipată, pe care am plătit-o din overdraft. În total, de când am început să documentez această metodă prin rambursare anticipată, am economisit cu ghilimele de rigoare 24 de luni, adică cu atât mi-a scăzut perioada creditului și am salvat aproximativ 18.000 de lei făcând aceste plăți anticipate. Situația curentă versus strategia inițială. În strategia inițială mi-am propus să ajung la un procent de 80-85% acțiuni și restul obligațiuni și metale pe parcursul unui an investițional. Mai jos putem vedea evoluția după aproape un an, fără o lună, și vedem că ETF-urile pe acțiuni dețin o pondere de aproape 83% și restul obligațiuni și metale. Practic nu o să fac o ajustare a acestui portofoliu. Sper că a fost util acest video, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe butonul de like, să-l share-uiți și cu un prieten și de asemenea vă puteți abona la noile articole, după cum am spus și la începutul videoului, puteți deveni și membri ai canalului pentru a avea acces la progresul portofoliului Călător în Investiții, chiar dacă pe acesta îl prezint, dar puteți să-l replicați sau să vă uitați mai în detaliu și de asemenea puteți susține canalul și pe Patreon dacă doriți să faceți acest lucru. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. La revedere!